pârtine bătute, instalații neomologate și multă zăpadă, plus turiști cu sutele care întreabă ce pot face la munte. Așa stau lucrurile în Valea Jiului, în stațiunile montane, unde a nins de o săptămână și doar câteva pârtii sunt funcționale în straja. Problema este că nu funcționează telegondola. În Parâng merge telescaunul, dar nu sunt încă bătute pârtile. Salvamontiștii spun că până miercuri niciun ratrac nu a trecut și speră ca în weekend să fie altfel, pentru că vor veni sute de turiști. În straja toată lumea așteaptă responsabilii de la Ișcir. Asta pentru că telegondola, deși a fost montată, încă se învârte în gol și fără cabine. Aceștia se pare că au reușit să ajungă la instalație și încep probele așa încât până sâmbătă să poată să și funcționeze. Cert este că în straja sunt bătute deja cel puțin 3 pârtii și că domeniul schiabil transalpina de la Vitra va fi inaugurat săptămâna viitoare.